Dragilor, astăzi, în mai puțin de 8 minute, vreau să discutăm despre brazare și, mai precis, definiția brazării, unde se aplică ea și câte tehnici de brazare există acolo. Înainte să ne apucăm de treabă însă, am și eu o mică rugăminte la voi. Dragilor, avem o mică rugăminte la voi. Pentru voi este gratis, însă pentru noi înseamnă foarte mult pentru că ne ajută să ne creștem canalul. După ce ați urmărit un video de la noi, mergeți pe butonașul Apreciez și apăsați-l apoi apăsați pe butonul Abonează-te, apăsați și pe clopoțelele astea două de aici și în felul acesta canalul nostru va crește. Dacă vreți să vă arătați mulțumirea și într-un mod financiar, aveți butonul Mulțumire aici sau butonul alături de aici, unde puteți să alegeți modalitatea de donate pe care vreți să o oferiți canalului nostru. Mulțumim! Gata? Ok, să trecem la treabă. Haideți să începem prima dată cu ce este brazarea, da? Brazarea este un proces termic de fuziune pentru îmbinarea metalelor procesul este relativ asemănător cu cel de sudare, unde se topesc atât materialul de adaos cât și cel de bază. Da? Țineți minte chestiile astea. În procedeul de brazare, numai materialul de adaos este topit în momentul în care vrei să faci cu adevărat o brazare. Da? Materialul de umplere va avea întotdeauna o temperatură de topire mai scăzută decât materialele de bază care urmează să fie brazate. Materialul de adaos în brazare, odată încălzit, atenție, odată încălzit, va atinge punctul de topire. Se va lichefia și cu ajutorul fluxului, se mai numește și borax, vom reuși să îmbinăm cele două piese. Gândiți-vă la efectul de forejare, dacă puteți, Această îmbinare este datorată capacității materialului de adaos de a umecta suprafețele. Materialul de adaos dedicat brazării, odată solidificat, va crea lipituri extrem de rezistente. Termenul de brazare este utilizat atunci când punctul de topire al materialului de adaos este undeva peste 400 de grade Celsius, dar trebuie în același timp să fie și sub punctul de topire al materialului de bază. Da? Deci ai cupru, cupru are un punct de topire. Ai un material de. Brazare de acoperire, de adaos, care trebuie să fie sub punctul de topire al cuplului, cu mult, ca să pot să uh, acoperi. Vorbim imediat și despre chestia asta. Cu o pregătire și o tehnică corectă aleasă, este posibilă obținerea unor îmbinări um, care au, poate să aibă rezistențe mecanice foarte mari. Chiar rezistențe la tracțiune de până la 490 MPa. Care, apropo, este realizat și am, făcut, am pus eu un short câteva zile în urmă. Uh, îți trebuie un material de adaos, care trebuie să fie un aliaj care trebuie să conțină și argint. Procentual destul de mult. Uh, există câteva materiale care conțin suficient argint în compoziție, dar deci creează un, un aliaj pe bază de argint suficient de bogat în argint, ca să creeze această rezistență mecanică superioară. Exemplu de două astfel de aliaje pe bază de argint, cu o concentrație mai mare de argint, ca să creeze acea rezistență mecanică, unul dintre ele, BCUP5, care are peste 15% concentrație argint, iar celălalt este unul mai comercial la noi în țară, denumirea comercială este Galf 55SN. Formula ar fi BAG5 zinc, cupru, seleniu. Deci am două, aliajele sunt pe bază de argint, au conțin argint mai mult de 15%. Țineți minte, aliajele pe bază de argint întotdeauna vor fi mai rezistente după topire, după brazare, ca să spun așa, dacă tot folosim termenul ăsta acum. În momentul în care uh, s-au unit cu uh, materialul de bază, oferă o rezistență mecanică foarte mare. Din păcate, prin rândurile noastre, ale oamenilor mai tehnici, fie că suntem din uh, partea hobistă a tehnicii, fie că suntem profesioniști, uh, de multe ori vorbim eronat despre brazare sau brazing, da? Este un termen care vine din engleză. De multe ori lumea confundă, face confuzie între sudură, brazare și lipirea moale sau soldering, din nou un termen care vine din engleză și este larg folosit, să zicem, în lumea tehnică. Haideți să le detaliem un pic pe astea trei acum ca să scăpăm și să nu mai facem uh, erorile astea de uh, limbaj, să spunem așa. Prin soldering sau lipire moale, înțelegem că luăm un aliaj pe care îl încălzim undeva la 150-200 de grade Celsius și putem să lipim ceva cu el. Uh, Gândiți-vă, aplicarea cea mai uh, de zi cu zi, ca să spun așa, ai două fire electrice lițate, vrei să faci din două unul. Cum poți să faci chestia asta? Fie le conectezi între ele, printr-o mufă, de tip Hager, să dau un exemplu, sau prin soldering, da? lipire moale. Uh, lipirea tare, sau brazarea, atenție, brazing uh, se face prin, cum am spus și mai devreme de altfel, prin topirea unui material mai rezistent, pe bază de argint, zinc, seleniu, acest aliaj, da, este un aliaj, trebuie să se topească undeva la 400 de grade Celsius. Gândiți-vă că solderingul se face până la 200 de grade Celsius. Deci, iată o diferență foarte mare. Prin brazare sau lipire tare, căpătăm rezistență mecanică foarte mare deci, lipirea, prin definiția ei, este o lipire tare. După care avem, evident, sudura propriu-zisă, da? care, bineînțeles, știm că sunt mai multe tipuri de sudură. Am vrut să lămurim și chestia asta în acest semen ca să nu există confuzii pe viitor. Ca să detaliem un pic, să facem și mai clară toată situația asta între lipirea moale și lipirea tare. Lipirea moale sau soldering se face cu aliaje pe bază de staniu sau de plumb. Pe când lipirea tare sau brazarea, sau brazing în engleză, se face cu aliaje din nou, mai menționez încă o dată chestia asta, aliaje pe bază de uh, argint, uh, bineînțeles, argint, cupru, zinc, uh, poate să fie uh, și staniu, dar în concentrații foarte mici. Uh, în, în general, cele mai întâlnite sunt cele pe bază de argint și de zinc. Astea sunt folosite când vrei să faci o lucrare mai de rezistență. Dacă vrei doar să acoperi ceva, de exemplu ești un uh, uh, craftsman din ăsta care vrei tu să repari o bijuterie sau ceva de genul, atunci probabil că vei folosi uh, staniu, dar uh, din nou... Lipitura moale e lipitură moale, aceea se va desface foarte, foarte repede și nu prinde pe toate materialele, trebuie să ai foarte mare grijă pe ce aplici, nu ai foarte multe materiale din acestea cu uh, topire până la până la 200 de grade Celsius. Pe când prin amestecarea staniului, zincului, cuprului cu argint, uh, capeți o temperatură mai ridicată de topire, automat evident ajungi până la 400 de grade Celsius și, bineînțeles, capeți, în momentul în care s-a solidificat toată lucrarea, acea tijă de adaos care are proprietatea de umectare în momentul în care se topește, da? se așează pe îmbinarea care vrei să o faci și uh, câștigi rezistență mecanică. Iată de ce brazarea este numită și lipiretare, pe când Soldering-ul este considerat lipire moale. Și acum, cu riscul de a-mi sări în cap uh, toți uh, sudorii de pe YouTube, voi spune următorul lucru. Este brazarea o formă de sudură? Răspunsul meu este da. Cu niște adăugiri aici. Brazezi sau sudezi materiale metale neferoase prin adaos. Pot să sudez cupru sau aluminiu? Da. Pot să le sudez fără uh, materiale de adaos? Da. Cu riscuri imense. De aceea, brazarea este o formă de sudură pentru metalele neferoase când este folosită cu materiale de adaos, cum v-am explicat mai devreme în acest clip. Asta este tot ce am vrut să zic uh, pentru astăzi. Uh, sper că v-a plăcut, sper că v-a uh, făcut plăcere. Să ne vedem la următorul proiectel.